Impunătoare, misterioasă și păstrătoare de legende, cetatea de scaun a Moldovei veghează de secole întreaga vale a Sucevei. A fost ridicată de domnitorul Petru I Mușat, apoi fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVII-lea de Dumitrașcu Cantacuzino. Istoria tumultoasă a cetății ne povestește despre forturi din piatră și șanțuri pentru apărare, despre asedii otomane și creștine, despre monedă și tezaure, despre alianțe și uneltiri. Cercetat de mai bine de 100 de ani, monumentul încă păstrează multe mistere, trezește pasiuni și întreține legende locale. Soră de suferință cu cetatea de scaun a Sucevei, cetatea Soroca. Ștefan cel Mare, voievod, iubitor de popor și de limbă moldovenească, în ultimul sfert al secolului al XV-lea a pus Soroc pe vadul Nistrului. Și așa a fost înălțată cetatea Soroca, fort de apărare împotriva cetelor tătare. Cetatea Soroca este unicul monument medieval din Moldova care s-a păstrat așa cum a fost conceput. Doar urmele de gloanțe și obuze ce se păstrează și azi pe zidurile medievale ne destăinuie istoria ei zbuciumată. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.